cinste și vreau. Să ne închinăm înaintea ta. Te rugăm să îți revești lucrul tău
Cel Sfânt asupra noastră, să ne deschizi inimile și să ne pregătești ca să te putem primi cu bucurie în sufletul nostru, iar slujirea noastră să fie una plăcută ție. Te rugăm toate acestea în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin.
Bine ați venit! A bătut la ușa care dădea anumit vor și o slujnică numită Roda a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru și de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste, că Petru sta înaintea porții. Bine ați venit! Sub aripile casei noastre, voi călători ce ne-ați adus, cuvinte dulci fără de spus. Țesute pentru aducerea aminte de veșnicia îmbrăcată în veșminte sfinte. Să nu uitați, noi vă rugăm, nici chiar o slovă, ci spuneți totul despre țara noastră, țara mea. Vom ști să genunchem, pe malul râului de viață și însetați strop de veșnicii îi vom bea. Ce minunat și ce frumos, câtă candoare! Din pomul vieții al ei, cădea vor frunze chiar pe rana ce ne doare. Când sub ocrotirea serii, șuvițele de întuneric se împleteau ca o plapumă moare, acoperind pământul. Au bătut la ușa care dădea în pridvor și niște frați au venit să vadă cine e. Au cunoscut glasul lor și de bucurie au alergat să dea de știre că iubiții noștri musafiri sunt. Continuăm în acest program, va avea loc următoarele cânte. Rafael va avea o introducere și sora Cica o poezie. Vieții s-au scurs luni, ani. Pe același prag ca ultima dată, inima neliniștită a Tatălui caută cu dor după dumneavoastră. Dragostea Lui neschimbătoare vă prețuiește nespus de mult. Umbra crucii sale nu se depărtează de la dumneavoastră. Sunteți copilul Lui, născut și răscumpărat cu durere. Vină acasă, e glasul după care tânzine adâncul sufletului. El vă cheamă și vă vrea în brațele sale, acolo unde vă este locul. Noi, frații dumneavoastră, slabi, cu regrete pentru stângăcile și greșelile noastre, am pregătit pragul de sărbătoare în Biserica Dragostei din Tâi și ne bucurăm că ați venit împreună cu noi la programul special de împăcare cu Dumnezeu și unii cu alții.
cunosc un drum între pământ și cer și așa de fericit că îl cunosc. În fiecare zi alerg pe el, în fiecare zi cu Domnul mă întâlnesc. Și alerg întors că știu că el mă așteaptă, apoi promit spre sus și mâna mea puternică îl dreaptă, îmi e tărie pentru muncă dreaptă. Și mi-e de ajuns, căci la cetatea slavei ar vrea să ajung până la vis. Și aștept o zi când pe acest drum vom fi departe, departe de pământ, din cel aproape ca la un pas, când Domnul îi va spune care e rău și cel drept, e cel așa de aproape bine acasă. Privesc fotografii. Fotografii de demult, pline de semnificații. Care merită oare să fie arătată? Acum, despre care să vă vorbesc? Încerc să găsesc vreuna în care să desfășurăm ceva comun, în care amintirile să se împletească, ale voastre cu ale mele. Cele mai multe sunt cu mine, așa că le pun deoparte. Iată-i pe prietenii mei. Îi cunoașteți? Desigur, prea puțin. Orașul meu natal? Nu, e departe și în plus nu e și al nostru. Dar despre... Iată, asta e cea căutată, îngălbenită de vreme, cu urmele degetelor mele pe ea. E poza mea preferată. Se vede un drum care vine de departe. Și nu știu încotro se duce. La dreapta, o casă, mare, înaltă și frumoasă. În spatele ei, în depărtare, poți observa câțiva oameni lucrând. Sunt și niște cămile și niște vase pentru apă. Doar aici în față, lângă poarta aceasta înaltă, stă un om cu mâna stângă ridicată la ochi și se uită departe. Părul lui, albit de vreme, se revarsă peste față blândă, care exprimă o așteptare răbdătoare, după ceva sau după cineva. Cei doi ochi de culoare castanie scrutează zarea, sperând să apară acel ceva sau cineva. Bătrânul din poză se pare că este chiar dorul întruchipat. Povestea acestei fotografii începe de demult. Geneza ei o găsesc în adolescența mea. Adolescență ca toate celelalte. Zburdalnică, visătoare, plină de speranță și efervescență. Am crescut în mijlocul unei familii respectabile și bogate. Averea noastră era imensă. Moșteniserăm de la înaintașii noștri pământuri întinse, păduri imense, animale multe. Aveam o impresionantă ploată de slujitori. Aveam tot ce-mi doream și profitam cât puteam de mult. Visul meu era ca să mă pot distra, după cum dorea inima mea. Dar cineva stătea la furmezișul planurilor mele și le făcea inoperante. Cine era? Tatăl meu, care plin de tact mă oprea de la multe distracții ucigătoare și mă sfătuia într-un mod părintesc. Nu-mi plăcea și gândurile mele s-au răsculat împotriva lui. Începusem să-l urăsc din pricina acestei disciplinări. Îmi amintesc cu părere de rău de moartele mele. Atunci când a refuzat cererea de a organiza un pachet în casa noastră, plin de obrăznicie, i-am spus: tu nu vrei bine, tu pe ceilalți îi iubești și nu pe mine. Eu muncesc ca un rău în casa asta. Și tu nu mă lași să fac nimic, în afară de ceea ce crezi tu că e bine. Cu ochii în lacrimi a zis: fiul meu, te iubesc atât de mult, încât sunt gata să dau tot ce am pentru fericirea ta. Dar nu pot să te las să alegi spre ruină și degradare. Enervat, am trântit ușa și am ieșit afară din casă. Era o noapte senină și liniștită. Doar în camera argaților se mai auzea câte un chin de veselie. În acea noapte, cu lună plină, mi-am pregătit planul. Îl credeam planul pentru a fi liber. Dis de dimineață m-am dus la tatăl meu și am cerut partea mea din avere. Cuvintele mele îl îngrozeau. Stând în picioare în fața sa, i-am spus: m-am săturat, vreau să trăiesc liber. Nu mai vreau să mă umilesc în fața ta, plec. Nu mai am nevoie de acum de tine. Și nici nu vreau să te mai văd.
am ieșit din camera, lăsându-l îngenunchiat de durere la capătul patului. Peste o săptămână, eram în orașul visat. Singurul meu gând fiind să trăiesc cât pot de bine astăzi. Nu mi-a trebuit mult timp până mi-am găsit prieteni și prietene. Și în sfârșit mă puteam bucura de libertatea mea. Aveam tot ce-mi doream. Bani, mâncare, băutură, distracție, prieteni și câte altele. Eram fericit. Nici n-am observat cum se duc banii în vârtejul plăcerilor, până ce am ajuns falit. Prietenii m-au părăsit rând pe rând și sărăcia îmi arăta colții săi fidoși. Chinuit de foame, am încercat să găsesc ceva de lucru. După mai multe eșecuri, un fost prieten de pahar m-a angajat ca paznic la porci. Ce dezonare! N-am avut încotro. Eram permanent chinuit de foame, pentru că rația mea de mâncare nu ar fi săturat nicio pratie. Porcii aveau mâncare, iar eu muriam de foame. Ei erau prețuiți mai mult decât mine. Cum stăteam acolo, între aceste animale respingătoare, când vorbesc nădejde fără margini, mi-am amintit de doi ochi înecați în lacrimi, la care nu mă gândise de ani de zile. Atunci s-a născut în inima mea speranța. Știam că nu voi mai putea avea niciun loc acolo, dar am sperat că voi putea primi ceva din hrana animalelor tatălui meu. M-am ridicat de pe jos, scuturându-mi capul de nămolul din păr și am pornit. Pe drum mă întrebam, ce am să-i zic? Mi-am formulat cererea cam în felul următor. Da, am zis, îi voi cere să mă primească ca cel din urmă slujitor al său. Și voi lucra toată ziua doar pentru o jumătate de pâine și nimic altceva. De multe ori am vrut să mă întorc din drum, dar amintirea tatălui și gândul la mâncare mă duceau mai departe, spre casă. Cu cât era mai aproape, cu atât mai mult se mărea lupta din inima mea. Mă întrebam, cum să ajung la tatăl meu? Mă va băga cineva în seamă în strențele astea care atârnă de pe umerii mei? Sau mă vor alunga din ținutul acela? Frământările mele s-au curmat brusc, pentru că, după ultimul deal, am zărit din depărtare casa pământească. Soarele, care apunea, o scălda într-o aureolă minunată, trezind în mine brusc mii de amintiri. Iată și primul loc. Acum s-a desprins de lângă uriașul copac ce străjuia intrarea și vine către mine. Unde m-a văzut așa repede? S-au dus spre mine leargă. Oare e paznicul care vrea să alunge pe acest cercetor amărât din preajma casei celei mari? Încet, încet îi disting picioarele și mâinile uscate de vreme și mă întreb, unde poate fugi așa de repede? Deslușindu-i fața brăzdată de riduri, îmi mărmuresc. Sunt ridurile așteptării de fiecare zi. Limba mi se desleagă doar atât ca să pot articula două silabe. Tata. Apoi, simt o îmbrățișare caldă, mă strânge la pieptul la care adormeam de mult, copil fiind, și simt unde pe capul meu se prelind încet lacrimile bucuriei regăsirii. Astăzi, alte lacrimi, ale recunoștinței, udă genele mele, ca o amintire efemeră a dragostei tatălui meu. Din nou sunt fiul lui. Privesc din nou fotografia cu bătrânul tată, înmărmurit de așteptare. Pe vers o scrie, tatăl meu, tatăl tău, și semnătura fotografului, Iisus. Șterg cu degetul o lacrimă care încearcă să păteze fotografia dragostei eterne și cu mâna tremurând ți-o întind. Primește-o, privește-o. E poza cu tatăl meu, tatăl tău. Amin.
aici, printre umbrele serării, pașii tău, fiul meu. Rătăciți pe cărările ascunse ale mării. Nu-ți poți închipui cât îmi este de greu, căci fără tine, cum să mă sui acasă la tatăl meu? Mi-aș privi mâinile parcă mereu cu tatele sânge și-aș auzi în spatele meu același glas ce suspină și plânge. M-ar uimi poate cândva în cer atâtea frumuseți de pline, dar cât m-ar lovi lipsa ta, că nu le poți privi și tu alături de mine. Și în coroana pe care mi-a vădat tatăl cu stele, mă vei lipsi de cea mai dragă dintre ele. Vino, te rog, este chemarea mea din miez de noapte. Mai cred, mă mai rog pentru tine. Să mă auzi de acolo, de departe, căci nu îți închipui cât de greu îmi este. Fără de tine, cum voi putea vedea fața tristă a tatălui meu? Amin. Thank you.
continuare, fratele Dani va prezenta un citat, iar după aceea, sora Gabi va recita o poezie. Dragul meu, urmăresc cu deosebit interes viața ta din ziua aceea tristă în care ne-am despărțit. Am așteptat de mult timp și am nădăjduit că poate îți vei face timp și vei dori să vorbești cu mine. Am așteptat, am adoptat față de tine această conduită de răbdare, de păsuire în raport cu timpul, cu durata. Am dat dovadă de o așteptare calmă, epuizantă și eternă. Am adus apoi apusul auriu și fermecător al soarelui, soarierea lui caldă și plăcută din faptul serii, dar tu nu ai venit și la mine. Lipsa ta de interes pentru mine m-a durut, dar eu te iubesc totuși, pentru că vreau să fiu și să rămân prietenul tău. Prietenia este cel mai sfânt dintre daruri, ea este pentru om ceea ce este soarele pentru natură. Eu doresc să fiu acel prieten al tău, care să vină la tine atunci când toți te părăsesc. Prietenia mea pentru tine va fi mângâierea ta cea mai dulce și sprijinul cel mai sigur al tinereții tale. Ea nu va fi o floare a unei singure clipe, ci va fi fructul întregii tale vieți vremelnice și veșnice. Apoi, în timp ce dormeai, ți-am trimis razele lunii, razele acestei regine a nopții, ca să-ți netezească ridurile de pe frunte. Ea este sărutul pe care cerul îl dă pământului. Am așteptat din nou, crezând că, dacă se va lumina de ziua, vei dori să vorbești cu mine, dar tu te-ai grăbit la lucru. Oh, această grabă, această viteză stresantă. Tu te-ai grăbit la lucru, iar lacrimile mele s-au scurs apoi în ploaia care au dat pământul. Lacrimile mele sunt perlele durerii supreme, sunt limbajul mut a unei dureri infinite a iubirii care s-a jertfit pentru tine. Dacă ai asculta cel puțin azi glasul meu, ți-am scris pe albastrul cerului, pe această grădină a stelelor, pe acest lac albastru de lumină, dar tu nu mi-ai răspuns. Ți-am scris iubirea mea pe verdele odihnitor al ierbii, ți-am subtit aceasta prin frunzișul pomilor. O transmit cu prisosință și cu mare cingășie și varietate de culori a florilor. Dragostea mea pentru tine clipocesc și izvoarele apelor. Izvoarele înseamnă dăruire, statornicie și luptă împotriva morții. Despre iubirea ce te păstrez lângă și păsările în zborul lor măiastru. Te-am înconjurat cu razele și cu parfumul frumos mirositor al naturii. Iubirea mea pentru tine e mai adâncă decât oceanul și mai mare decât cea mai mare dorință a inimii tale. Dragul meu, ia-ți timp pentru mine. Cheamă-mă, stai de vorbă cu mine. Până acum ți-am vorbit numai eu, dar tu nu ai luat seama. Ți-am vorbit prin curcubeul făgăduințelor lui Dumnezeu. Ți-am vorbit prin vânt, prin cutremur, prin foc și prin susurul cel blând al prezenței mele. Ți-am vorbit prin cuvântul meu, Biblia, cartea cărților. Am încercat toate mijloacele iubirii mele pentru a trezi interesul tău. Ce aș mai fi putut face oare pentru tine și nu am făcut? Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă auzi glasul meu, voi intra la tine, voi cina cu tine și tu cu mine. Aștept răspunsul tău, hotărârea ta, al tău prieten iubitor și credincios, Iisus. Suspendat între cer și pământ, există o tainică ușă. Încă de la începutul istoriei de oameni închisă, e interpus, ca un blestem nevăzut, între divin și omul pierdut, în
între păcatul și neștiuta noapte și sfântul șuvoi al razelor purtate. Doar de cuvântul să fie, iar ele pleacă mai departe, căci dincolo de ziduri, eternitatea nu se oprește prin moarte. Însă există o cheie, de atunci de la Golgota întoarce, o cruce. Uneori, marele om se apropie de inim și tainic, abia perceptibil, el bate. Dacă te oprești din iureșul vieții, dacă o clipă te apropii și taci ascultând, alte chemări vor străpunge din niștea inimii tale vibrând. Dacă tu vrei, poți să te oprești și să asculți. Dacă tu vrei, poți să iei cheia în palme. Dacă tu vrei, cu un singur gest vei deschide, trecând dinspre moarte, dinspre pământ spre ceruri, spre albă lumină din noapte. Însă, dacă tu vrei, suspendat la ușa inimii între tine și cer, poți îndărătnic în urmă să vezi, spre neam să privești și în ciudat, răzvrătit, să-ți arunci viața în gol, cheia s-o zvârli din palme noroi. Astăzi el bate încă, cheia ți-e în palme încă, și singur hotărăști de moarte dorești, sau veșnicia să te încingă. Întoarce-te la casa tatălui tău, el te cheamă spunând, întoarce-te la mine căci eu te-am răscumpărat. Nu da ascultare sugestiilor vrăjmașului de a sta departe de Domnul Hristos până când vei ajunge să te faci mai bun, până când vei fi destul de bun pentru a veni la Dumnezeu. Dacă vei aștepta până atunci, nu vei veni niciodată la El. Ridică-te și mergi la tatăl tău, el va veni să te întâmpine pe când ești încă departe. Dacă faci numai un singur pas spre El, în pocăință, El se va grăbi să te cuprindă în brațele infinitei sale iubiri. Urechea sa este deschisă la strigătul sufletului smerit. Cea din tâi mișcare a inimii spre Dumnezeu este bine cunoscută. Nici o rugăciune nu se înalță, oricât de dibace ar fi ea, nici o lacrimă nu se varsă, oricât de ascuns ar fi ea. Nici o dorință sinceră după Dumnezeu nu este nutrită, oricât de slabă ar fi ea, fără ca Duhului Dumnezeu să nu iasă în întâmpinarea ei. Chiar înainte ca rugăciunea să fie înălțată, sau ca pomenirea inimii să fie manifestată, Harul Domnului Hristos este în întâmpinarea Harului care lucrează asupra sufletului omenesc. Amin. Am căutat mă rog din grădină. Pe piatra rostogolită și
să-L întâlnesc pe Iisus. Vreau să-L caut, să-L văd, să-L simt și să-L iubesc. Petru, unul dintre pescari și apostoli, întreba Matele de Scripturi ca un pe Domnul. Iisus nu locuiește în case făcute de oameni. El locuiește în inimi zdrobite. Inima mea, ai întâlnit pe Domnul. Sau trec prin încercări, mă sprijinesc cu brațul iubirii sale.
Iisus îmi oferă prietenia sa și vrea ca viața mea să fie un ecou al dragostei sale. Păcatul a deschis o prăpastie adâncă între mine, o problemă de spațiu pe care Iisus a umplut-o cu dragoste. Eu ce îi ofer în schimb? Ca să vii la mine e o chestiune de voință, nu de timp sau împrejurări. Dragostea mea înseamnă putere. De ce nu mă răspunzi chiar acum? Glasul iubirii divine cu dor mă îndeamnă. Caută de vină curând, înainte de iarnă. Amin. Viața ta a fost săpată în două palme, strivită de câiul în care ciopanul lovea fără milă. În prima palmă și-a strâns din viața ei câteva picături care au adus la vindecarea rănii deschise de atâția ani, păcatul. Când tortura a trecut la cealaltă palmă, stropii de sânge ce se prelungeau printre degete îi vorbeau despre infinita iubire ce de viață tuturor celor ce cred. Câte ramurile unii de spini, fruntea divină emana multă seninătate, în care era ascunsă dragostea lui Dumnezeu. Deși pironil, Hristos Domnul a făcut un ultim pas, dobândind biruința finală. S-a sfârșit. Acest glas de tunet a cutremurat pământul înmurind tot universul. Peste veacuri încă îi se aude ecoul. Iubite ascultător, tu nu-l auzi? Dinspre Golgota, continuând să vină aceeași veste bună. Viața ta a fost săpată în două palme. Dar glasul divin, de dincolo de mormânt, îți amintește că timpul se încheie, spunându-ți, vino. Și cel ce aude să zică, vino. Și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții, fără plată.
care ești în ceruri, îți mulțumim pentru toate binecuvântările care le primim din mâna ta. Îți mulțumim și pentru programul din această după-amiază. Te rugăm să binecuvântezi pe cei care au participat. Te rugăm să binecuvântezi și pe cei care au ascultat acest program. Te rugăm să fii cu noi în săptămâna în care vom intra, să ne ajut să fim niște exemple pentru cei din jurul nostru. Te rugăm să binecuvântezi pe fiecare la școală, la lucrul nostru,